Prima posesie le aparține celor de la Blood. Teo. Pasa este pentru Onurel. Onurel încearcă să treacă printre doi jucători. Este faultat. Un nou atac de 12 secunde pentru echipa în albastru. Și Teo. Pentru Călin. Mingea unge în partea dreaptă, între 1 la 1 rel. Foarte bună pasa pentru Teo și vine și primul punct al finalei. 1 la 0 pentru Vlad. De două puncte, cearcă și răspunde Grudinski. A fost crucial în revenirea echipei sale în semifinale. La 2 acum, un nou punct scris repede în acest meci. Pintilie. Clareș Pintilie se oprește de la semidistanță, prea puternic. Rugină recuperează, nu este faultat. Aici ajunge la Blanț. Imprecis din spatele semicercului, se luptă Teo la recuperare, este a treia recuperare la rând pentru el. Se depărtează puțin de coș, dar rezultatul continuă să fie unul negativ. Grudinski. Grudinski de unul singur, vine un nou punct pentru el. Lăsat liber Teo, aruncă de două puncte, neînțelegere acolo în apărarea celor plină verde. De picioare acum, n-a primit cea mai bună pasă Pintilie. Grudinski și-a scos și protecția de la genunchi. În bătere de pași împotriva celor de la Blanță, neatent acolo. Teo Grudinski. Grudinski, deci să pierdă poziția, o pierde în cele din urmă. Rămâne însă mingea pentru băieții lui Sorin. Deci stau tot acolo Grudinski și Teo. Pintilie. Pentru Rugină. A fost deloc bună pasa. Teo acum. Pentru Călin. Călin cu panou îl marchează. Avem din nou egalitate la 3, Rugină. Pintilie cu multă boltă. Mingea se duce alături. N-a reușit Rugină să salveze posesia. Ce pentru Vlad, un rel. Pentru Teo. Faultat pe aruncare. Va avea o liberă jucătorul de la Blood. Fantomul libera. Echipa albastră este în avantaj. 4 la 3. Pintilie. Pierde mingea. Și pierde și posesia. Teo. Teo scrie ușor acolo. A trecut fără probleme de pușcuță. Grudinski. Pasă este într-o pușcuță. Trebuie să arunce. Nu cred că mai era timp de pasă. Este abatere de 12 secunde. Vlad rămâne în avantaj. 5 la 3. A fost 3 la 2 pentru băieții lui Sorin. Cliga. Teo. Scoate pentru Călin. Și o să vă invit aici în zona dedicată fanilor. Mâna stângă pătrunde și reușește să se echilibreze în aer. Onorel. Să faza. Pintilie și-a pierdut echilibrul. Se faulta Grudinski însă. Nemulțumit Grudinski de cu echipierii săi. La linia de libere avea o aruncare. Ratează libera. Teo. Îl cu Pintilie. Ce frumos trebuie cu lui Teo. O să
avem nevoie de 15 persoane, ceea ce înseamnă 5 perechi, a câte 3 membri fiecare. Grudinski scrie din apropiere. Hai să vedem următoarele. Grudinski a scris toate punctele echipei sale în această finală. Arată din apropiere Fabian, care a intrat de curând pe teren. Grudinski nu aruncă de două puncte, deși a avut ceva spațiu. Ține faultul. Avea o nouă liberă, a ratat ceva mai devreme. 5 perechi de câte 3 membri fiecare, ceea ce înseamnă 15. Dar facem spațiu aici. Delimităm un pic spațiu. O ratează și pe aceasta Grudinski. Vedeți. Toată lumea în spate, în spate. Da, fie posesie pentru Blaz. Prima pereche. A doua pereche, formată din 3 persoane. Sau nu ce rămâne minge pentru băieții lui Sorin. Ne oprim, te rog puțin. Grudinski. Da? Pentru Pintilie. Pintilie aruncă de două puncte pentru a egala. Nu, Grudinski se luptă pentru obține recuperarea, însă mici ajunge la adversari. Fabian pentru Călin. Călin, excelentă pasă pentru Fabian, care nu poate rata de acolo. 7 la 4 devine scorul pentru Blaz. Pentru Onurel, care greșește însă pasa. Voi sunteți 5 aici, stai, stai, pentru băieții lui Sorin. Ne oprim puțin. Un pic în spate. Bun. Grudinski. Fost căpăcit. Rămâne posesie pentru echipa sa, sunt 6 secunde rămase din acest atac, tot Grudinski va începe. Forțează aruncarea de 2 puncte, airball. Păi da, ne trebuie 3, ei sunt 2. Bun. Teo. Imediat ce terminăm acest concurs, o să mai organizăm încă unul. Hai să ne eliberăm puțin zona aici pentru colegii voștri. Nu se înțeleg acolo cei doi jucători de la Blaz, timpul expiră, avem amator de 12 secunde. Vă rog să trecem în spate, acolo unde sunt cuburile, ca să le lăsăm spațiu celor care participă, da? În dreapta, acolo unde cuburile acelea pe cele. Diferență de 3 puncte în favoarea celor de la Blaz. Grudinski. Grudinski de 2 puncte, plasă! Abia s-a mișcat mingea, dar vă asigur că a fost pus 7 la 6 pentru Blaz. Toată lumea. Mai poșușor înscris de echipa în albastru. O să vă explic imediat și care sunt Rugină. Perechile care sunt formate, o să vă rog perechile formate. Pe aceea a fost să marcheze și Pușcuță din spatele semicercului. Mingea ajunge la Teo Gliga. O, cum este dribblingul său, Gliga din apropiere, ratează. Rugină cu recuperarea. Grudinski acum. Grudinski de 2 puncte, prin după un dribbling intră pentru Grudinski. Avem în calitate, nu a fost cu un singur punct. Aceasta este o aruncare de 2 puncte care nu își găsește ținta. Grudinski ține de minge. Are spațiu Grudinski, aruncă din nou și a fost aproape să marcheze din nou. Rămâne 8 la 7. Se oferă spațiu în continuare lui Grudinski, care are două ratări la rând acum, ratează și cu echipierii săi. Vorbiți între voi, alegeți cine vă puteți acolo. Și aveți două încercări pentru asta, da? Între voi, eu nu vreau să aud, da? Te rog, coșul rămâne exact cum e acum, nu-l ridicăm, nu-l schimbăm, nu-i facem nimic. Discutați între voi, Leia, liberă și de la 3, da? Manurel. Asta este la interior, Teo înscrie. 7, încetează Blaz, rămâne un avantaj. Pintilie, imprecis. Teo vrea și el dubla, nu are. Începem cu prima echipă formată, știe fiecare ce are de făcut. La final, Pușcuță, echipa care apărat bine de Călin, scoate la Rugină, Rugină este sub panou, apărat de Teo, ratează acesta. Poate de o singură posesie să dacă devine una de două, nu. Pușcuță, egalează la 9.
Tudor Pușcuță, ce aruncare a avut acesta din spatele semicercului. Ca să ne mai lămurim cu o chestie, că probabil o să fie și întrebări pe genul ăsta. Ceră time-out cei de la Blaz, care a pus un avantaj aproape întreaga durata a meciului. Dar cât trebuie de cei de la băieții Sorin, au rămas aproape și atât că acum au egalat la 9 cu acest time-out. E clar pentru toată lumea? Două încercări de persoană, 6 de voi atingeți de unde dați. De la lay-up, de la libere sau din spatele acestei linii care vă arăt. Mai mi-a întrebat toată chestia asta, lay-up. 3 minute și 18 secunde. Începem cu prima echipă, fetele, rau. Rămase din finala de la U14 masculin. Știe fiecare de unde dă? De Ogliga. Da? Ok, voi sunteți prima echipă. Obligat trece de Grudinski și marchează cu mâna dreaptă. Vedem răspunsul Grudinski. Și mai bun marcator în acest meci. Coș ușor, din nou probleme defensive pentru băieții lui Sorin. Au încasat coșuri ușoare cei de la băieții lui Sorin, în timp ce a trebuit să lucreze mai mult în atac. Au tot fost acest fel de aruncări. Grudinski continuă să fie fierbinte. 11 la 11. După o nouă reușită de 2 puncte pentru el. Mai ai o încercare. Fost contact acolo, se fură și faultul. Merge Călin la linia de libere. Ia mingea de eu, colegii tale. Revedem stepe cu lui Grudinski. O face, transformă, dă mai departe. Ai înscris, dă eu, colegii tale. Nu, scuze, mai deodată. Mingea ajunge din nou la Grudinski, din cealaltă parte a terenului, a fost cât pe acest să intre și aceasta pentru el. Onurel. Onurel, balul care a deschis de asemenea distanță, marchează cu panoul. Cine a terminat? Pintilie. Scoate la Grudinski. Grudinski din nou caută dubla și o are. Este incredibil David Grudinski în acest meci. Băieții lui Sorin în avantaj 13 la 12. Teo de 2 puncte, nu. Hai să începem. Start. Grudinski din același loc. De ce nu? 15 la 12. Onurel pierde mingea, rugină cu intercepția. Grudinski scoate pentru Pintilie, încearcă și el. Precis este Pintilie, rugină recuperează ofensiv. Blocat acolo. Vedem răspunsuri celor de la Blaz, dacă mai pot avea unul la reușitele. Una după alta lui Grudinski, încă una nu. Însă este un avantaj de 3 puncte, este cel mai mare avantaj pe care băieții lui Sorin l-au înregistrat în acest meci. Scurt cu care de 2 puncte, Deo recuperează și ratează, era liber, a venit prea târziu apărarea Grudinski. Forțează acum Grudinski. Pintilie trebuie să arunce, o face în timp util, însă este airball. Suntem în ultimul minut a finalei, avantaj de 3 puncte pentru băieții lui Sorin. Mare parte datorită acestui om, lui Grudinski, care face meciul turneului. Onurel ratează, recuperează ofensiv Teo, ratează și el. Probleme mari în ofensiva pentru Blaz, care nu mai găsit aceleași coșuri ușoare pe care le-au avut la începutul partidei. Tot ei au posesia. Onurel trece de 2 jucători, trebuie să scoată în spate, însă aruncare de 2 puncte prea lungă. Este poziția pentru băiețul Sorin. Grudinski trage acum la foc automat, însă pare că a rămas și el fără gloanțe. Rugina ratează din apropiere, tot el recuperează. Sunt secunde prețioase câștigate de echipă și vine acest dagger din partea lui Pintilie. 17 la 12 pentru băieții lui Sorin.
Gene Denisa și Mihaela Rotaru Power sunt așteptate pe terenul. O greșeală tehnică împotriva celor de la băieții lui Sorin. Gene Denisa și Mihaela Rotaru Power pe terenul Mastercard pentru următorul meci. Va fi o liberă pentru Honorel. Însă nu cred că asta mai poate schimba rezultatul acestei finale. Diferența este de 5 puncte. Ratează Honorel libera. A doua e bună. Avem pocajul, dragii mei, calculăm că nu e de bătut. Grudinski. Pe diferență de aproximativ 3 secunde între cronometrul de joc și cel de atac, Grudinski ține de minge, lasă pentru Pintilie, nu foltează cei de la Blitz, Pintilie ratează, minge ajunge la adversari, însă nu mai este timp pentru a se schimba rezultatul, poate doar scorul, dar nici acesta, este victorie pentru băieții lui Sorin, 17-12, în finala de la U14 masculină, nu o revenire o putem numi. Chiar dacă Blaz n-a fost în față, la o diferență foarte mare, a fost constant echipa care a fost la un punct, două, în avantaj, dar băieții lui Sorin au câștigat la diferență de 5 puncte.